Fotbal cu Zalău va disputa mâine dimineață cel de-al treilea joc amical de pregătire din această vară. Începând cu ora 10 și 30 de minute, stadionul municipal din Zalău va găzdui partida dintre Fotbal cu Zalău și CS Sânt Martin, grupare nou promovată în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. După victoria obținută în deplasare, scor 2 la 0 în fața Unirii Dej și eșecul de pe teren propriu, scor 0 la 5 în fața echipei Fotbal Club Municipal Baia Mare, echipa antrenată de Călin Pop și Cristian Oros va susține mâine dimineață un nou joc amical în compania echipei CS San Martin, formație ce a învins în această vară în jocul de baraj pentru promovarea în Liga 3 -a, cu scorul de 5 la 3 echipa Sălăjană Sportul și Mleu. Spre deosebire de ultima partidă de pregătire, disputată în compania echipei FCM Baia Mare, gruparea de la Poalele Meseșului va avea în formula de star câteva nume noi, după ce în cursul acestei săptămâni, conducerea clubului Zălăuan a transferat trei jucători. Întâlnirea de mâine este un bun prilej de a vedea randamentul noilor achiziții înaintea sagiului de pregătire, pe care echipa sălăjană îl va efectua începând de luni pe plan local. Adrian Sabău, jucător ce evoluează pe postul de fundaj, mijlocașul ofensiv Kintel Ervin și mijlocașul de bandă Bogdan Roghină se vor afla mâine în formula de start a echipei Sălăjene. De asemenea, în lotul echipei Zeleoane se află și Ionuț Holhoș, precum și doi jucători nigerieni aflați deocamdată în probe la formația Sălăjană. Startul partidei de mâine se va da la ora 10.30 de minute, Intrarea urmând a fi liberă.